Bine v-am găsit, Scorpion. Voi face etalarea pentru uh, mini-vacanța de 1, 2, 3 mai 2021. Deci, uh, pentru cei care aveți uh, zoria, ascendentul, sau pentru femeile care au luna în, în uh, Scorpion. Trebuie să iau această rună de jos, încă nu te las. Așa a căzut, nu pot să o arunc, fiindcă n-ar fi corect față de boi. Eu... să încep să strâng unele. Bun. Isa este o rună de întârziere. Astea sunt rune negative de o lună de întârziere. Asta am să-l pun așa. Deci am putea spune că este o etalare aproape negativă. Singurul lucru este GFU care este o rună pozitivă. Am spune că veți primi poate o veste de acasă. De, poate fi vorba de căminul vostru, de uh, familie, este Beorg. Uh, Beorg, uh, în această poziție răsturnată, arată, în primul rând, o problemă, uh, uh, o atenționare că aveți o problemă legată de familie, de cămin. Uh, un aspect negativ. Uh, poate să prevestească o situație în familie nefericită, vești care să vă îngrijoreze legate de un membru al familiei. Poate să semnifice și o anxietate legată de cineva apropiat. Să clarificăm situația, avem acest tir, tir răsturnat, a spus că îl iau de jos, că a căzut jos și este mai bine să-l vedeți așa cum este. Uh, am zice că este vorba de o lipsă de fidelitate, de loialitate, de prietenie, dar poate să fie și o ne nerăbdare a voastră să atingeți mai repede un țel. Să vă rezolvați mai repede o situație. Dacă sunteți bărbat, s-ar părea că veți lăsa până la urmă lupta împotriva acestor obstacole pe care le aveți și nu o să mai luptați să vă atingeți scopurile, preferând să așteptați parcă bunăvoința cerului pentru a rezolva această situație. Poate să indice o neînțelegere. O comunicare greșită a unei situații. Și manaz, răsturnat, vă duce cu gândul la fel la o situație, ea este omenia. Dacă aici am avut familia Victoria, Reușita, care am spus că nu este, atunci manaza arată omenie. Ei bine, aici nu prea aveți parte de omenie. Putem vorbi de persoane lipsite de fidelitate, care întărește și tir, de loialitate, persoane care. Voi considerați că vă confruntați cu o singură persoană din familie, dar s-ar putea să fie mai multe persoane care se implică în situația voastră și vă creează aceste neajunsuri. Uh, trebuie în final să luați în seamă. Poate fi vorba și de relații cu străinătatea? Uh, dar trebuie să luați în seama aceste înghețarea unei relații. O înghețare, Isa, arată înghețarea situației, ceva îngheață, ceva este, cum să spun, de nemișcat. Obstacolele, problemele, întârzierile care apar, nu puteți să le rezolvați, nu se rezolvă nimic. De asemenea, și Hagal. Tot la fel, este o lună care arată uh, o situație în care ar trebui să vă asumați niște riscuri. Ea reprezintă, Hagal, uh, în primul rând, grindină, deci o fărâmițare a, pro a, situației, a problemei pe care o aveți, dar tot înghețată, tot nerezolvată. Și am putea spune că această situație, Hagal, poate să reprezinte riscuri. Pe care, dacă vi le asumați, va trebui să le plătiți. Poate să reprezinte o informație pe care o primiți din partea unei persoane oficiale căruia nu-i pasă de situația voastră, de relații, vă dă o informație și atât. Poate să reprezinte obstacole pe care le aveți greu de depășit și întărește această Isa cu gal, întărește obstacolele pe care sunt în fața voastră. Nu puteți să depășiți aceste obstacole. Trebuie să încercați să le folosiți în mod constructiv, am zice, să încercați să gândiți foarte bine situația, să analizați situația, să căutați soluții uh, bine gândite, astfel încât să puteți să depășiți această situație. Și am putea spune că uh, o soluție ar fi această schimbare. Ehvaz vă duce cu gândul la o schimbare. O schimbare care este bună pentru voi, fiindcă Ehvaz arată o deplasare în plan. Deci poate să arate o deplasare spre ceva benefic, o schimbare a unor obiceiuri, uh, am zice o mișcare. Deci această schimbare poate să fie benefică pentru voi, poate să fie o schimbare uh, pe care o luați singuri, fiindcă aceste întârzieri, obstacole, vă dau șansa să evaluați singur situația și să luați o schimbare benefică pentru voi. O schimbare care poate fi de legată de locul de muncă, de sarcine pe care le aveți la locul de muncă sau poate să fie o schimbare de locuință. Dar și acest gipu care vă întărește. Și arată că veți merge spre o situație benefică. Gifu arată daruri întotdeauna: daruri spirituale, daruri materiale, daruri benefice care vă schimbă această situație negativă. În urma deciziei luate de voi, într-o situație benefică, poate să fie și un moment în care aveți o cerere în logo, de, în căsătorie, o logodnă. Deci este o rună foarte benefică, o rună norocoasă, o rună a darurilor. Deci aceasta ar fi situația, eu vă doresc o mini vacanță frumoasă.